Onorată Stens, vă spun bună ziua la toți. Astăzi ne aflăm în sala de ședință a Primăriei Orașului Tilenești, unde are loc lansarea proiectului de dezvoltare regională, dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurarea valorizată la nivel intercomunitar. Deci avem în calitate de oaspeți astăzi pe domnul Căun Victor, șeful direcției Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Îl avem pe domnul Ungureanu Eduard, șeful secției management a proiectelor de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Îl avem, ca de obicei, când este tot timpul la implementarea proiectului la din noi, pe domnul Boris Burcă, președintele Raionului Tilenești. De acum, domnul Vadim Lelic. Aici sunt prezenți conducătorii a unor întreprinderi municipale, lucrători la întreprinderea municipală, direcție de produs și apă, canal, consilieri. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, dați ca să începem lansarea proiectului. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, o să rugăm pe domnul Căun Victor ca să vină cu un mesaj privitor la proiectul dat. Da, vă mulțumesc. Bună ziua! Și un Hristos înviat, cred că la dumneavoastră în raion, vă duc un salut din partea conducerii Ministerului și vă felicit cu a doilea eveniment de lansare a proiectului care cu dărzenii conducerea raionului și cu primarul a obținut finanțare la a doilea proiect din Fondul Național de Dezvoltare Regională, asta e grație dumnealor, pentru că asta este foarte, foarte important. Eu chiar am rămas uimit când anul trecut Consiliul Național pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale a aprobat a doilea proiect în Tilenești cu dezvoltarea sistemului de canalizare. Asta este, într-adevăr, este un merit. Deja noi suntem la primul proiect care este în derulare și este spre finalizare. Mă gândesc că este cu succes și se mișcă, implementarea se mișcă fără de obstacole. De la început, noi am observat acolo niște primari au avut probleme interne în localitate cu beneficiari, că noi aici platforma trebuie de construit. Mai multe situații au fost, dar văd că s-au deblocat. Nu s-au mai abordat întrebarea asta. Deci, Ministerul responsabil de politica de dezvoltare regională, de implementare prin agențiile care sunt Nord, Centru și Sud, implementarea proiectelor. Astăzi avem un eveniment destul de important pentru raionul Tilenești, care va avea posibilitate să extinde rețelele de canalizare ca beneficiari, veți avea într-adevăr un mediu curat. Vreau să vă mai aduc la cunoștință că nu cu proiectele astea două, gata, Tilenești trebuie să oprească, cum aici am auzit acum, am auzit că haideți să terminăm aici, așa, că începem altul. Nu, trebuie să meargă paralel, să meargă toate ideile trebuie de le pus, de le lansat, de obținut finanțare, indiferent Fondul Național de Dezvoltare Regională sau alte fonduri. Eu am mai vorbit, chiar recent am vorbit cu domnul primar și mi-a relatat că a să obțină finanțare cu certitudine de la Fondul Ecologic pentru îmbunătățirea sistemului de canalizare, da? Asta este foarte salutabil când se conjugă câteva fonduri pentru a obține un rezultat bun, că un fond, spre exemplu, dezvoltare regională este foarte auster ca să poți împrăștie toți banii ăștia, 174 de milioane pentru 2012, care este aprobat, asta este foarte, foarte puțin ca să poți asigura toate
ideile, toate proiectele care sunt lansate în trei regiuni. Rămâne ca să vă felicit și să fiți receptivi la fiecare situație care apare în cadrul proiectului, în perioada de implementare a proiectului, ca să puneți o mână de ajutor să deblocați situații dacă apare situații de este care lumea, eu așa împărțesc lumea 50-50. Unul este care înțelege foarte bine și cunoaște trebuie și este necesar, altul care, mă rog, din diferite ambiții, blochează și zice că nu trebuie și nici nu vrea să audă. Trebuie de adus la urechile lui, că asta se face pentru binele populației, pentru binele lui însăși. Și are de beneficiat numai consumatorii, numai oamenii din localitățile care vor avea de beneficiat. Eu vă felicit și într-un ceas bun. Da, mulțumesc. Și o dată pe calitate de partener am inițial anunțat ca să vă amintesc. Deci în calitate de partener avem Consiliul Înaltul Enești și Primăria satului Enești. Avem aici doamna Mila Manole și domnul președinte și avem pe domnul președinte că avem un cuvânt de salut. Bună asistență. Am întrebat de Hristos, am dat mai zic o dată. Deci, sunt foarte bucuros când asist la așa evenimente, lansarea unor proiecte și mai mare bucuriam când le dăm în exploatare. Vreau să vă zic că ideea asta de dezvoltare regională în Moldova a apărut undeva prin 2004. Dar în 2004 vrea acest program să demareze în Republica Moldova, dar păreri de rău, până în 2009, practic, nu s-a făcut nimic, așa zicem. Și eu vreau să spun asta de ce, să accentuez că anume actuala guvernare care este astăzi, se vorbește mult despre asta, dar datorită echipei ăștia care au venit în 2009, deci la Colegiul Moldova, au fost create agențiile de dezvoltare, este trei de care au urmit domnul. Deci s-au creat agențiile de T3 în Republică, s-au început acum la proiecte, finanțarea lor și deja nu vorbim cu alea cum a fost, vă spun, din 2003 până în 2009, practic a stat în lucrurile mari. Tărinești au beneficiat, știți că anul trecut, salubrizarea, acum doamne, cred, niște proiecte care ne ating nimijlocit viața noastră. Ia că astăzi am avut o ședință și Consiliul Coordonator, am două întrebări, criminalitate în raion și tuberculoză. Deci noi s-au rezolvat în Tărinești cât de câtă prezare cu apă, da? Să spunem mâna la inimă, ultimii, se dă apă din 24, nu cum era, nu știți care locuiți în Tărinești. Problema asta, eu când lucram în 1999, lucrăm pe jurisdicție regională, am început deja atunci problema aprozării cu apa Tărineștiului, că apa e puțină și nu chiar calitativă. Eu am fost în comisie care am lichidat complexul sau din an, din deal, care polua tot și jurul Tărineștiului, deci și rezultatul este că sunt azi indicii de bolnăvire, eu cred că asta e un rezultat a activității de timpuri nu gândită. Că acolo s-au cheltuit 33 de milioane de rubli pe atunci pentru copilul acela. Te întâlnești, să construiești toate hudițele, să asfaltezi, să prăzunezi cu apă și canalizarea, dar de să dați de atenție, nu la om. Și slavă Domnului că acum guvernarea s-a întors cu spatele la noi și o să rezolvă o problemă foarte vitală pentru Orășel. Și vreau să vă zic că noi, s-a spus foarte corect, că banii ăștia care noi avem la agenție, o steră bugetul, un procent îmi pare din bugetul, da? Bugetul național. Asta e foarte puțin. Deci noi căutăm surse și se lucrează foarte mult. Dacă te lindești, fac s-ar părea că e un raion așa. Noi suntem economic nu chiar atât dezvoltat, dar anul trecut noi am investit din diferite proiecte. Deci inclusiv și agenția de dezvoltare regională, și fondul ecologic, și PNUD-ul, și FISM-ul, și unii este posibil acolo ne agățăm, să câștigăm bani și noi am adus în raion în jur de 32 de milioane de lei. În scopuri, deci în reparații, în școli, în grădiniță, aprozare cu apă și slavă Domnului că se pune paralel aprozare cu apă, canalizarea. Fiindcă noi rezolvăm problema apei și ne având canalizare și eporare, noi nu vrăță nimic viață. Din contra, apa le cele care le pompăm, noi acum ce facem? Le pompăm acolo peste
ciulucul, da? Și le duc în pământ și vin iar în apa cei care noi o scoatem din pământ și o bem. Deci eu salut proiectul și vă spun că de toate primările cel mai mult s-a tras în Telenești și e normal că e capitala raionului, dar nu numai de atât. De data când el e primar. El nu stă nimic în birou, eu am avut discuții de unde spun. Primarul trebuie să fie în birou, nu trebuie să cumpărat un primar mașină. Și trebuie la mașină, dar trebuie să stai în birou. Băi, la primărie trebuie să la primărie trebuie să stai pasnicul, spăzească și cu lucrătorul, dar el trebuie să stai pe drumuri să caute sus. Că în situația economică noastră a Republicii, dacă o să așteptăm, nu o să vină bani de nicăieri. Slavă Domnului, vin bani acum după aceea, s-a stabilizat la noi situația politică. Dacă să începem acum, chiar acum, în luna iunie, drumul dinspre de la... Astăzi că a fost ambasadorul Statelor Unite care ne finanțează și alte multe, multe proiecte. Dar noi trebuie să fim, domnul primar, în mișcare, căutăm, scriem proiecte, le apărăm, le finanțăm și traducem în viață. Vă mulțumesc. Vreau să vă zic că noi, deși sunt parteneri la toate, noi suntem parteneri cu toate primările. Noi avem un fond creat deja de vreo 5 ani în bugetul raional. Avem așa consilieri care venim cu 20% din contribuția comunității, fiindcă știm situația economică și a oamenilor și a primărilor, deci cât de cât, fiindcă orice proiect revede și niște deci, contribuții proprii, că altfel nu sunt, când îți dă degeaba, știți, nu prețuiești. De aceea noi susținem și în viitor și poate de pe an pe an noi acest fond îl mărim și un proiect nu numai cu impact regional, dar și cu impact transfrontalier. Noi avem, facem parte rândul dintr-o euroregiune, Serial Prut-Nistru, și acolo am depus niște proiecte. Chiar am depus drumul ăsta care vine de la Bănești spre ieșire pe lângă Telenești și vrem acum să-i plugim și să facem și pe Telenești, dacă se primi, ca să ieșim la drumul cel betonat care merge la Băs și cu ieșire în Călăraș. Deci cu impact deja de acolo la Ungheni și în România cu impact transfrontalier. Sperăm că o să obținem de acolo finanțare. De deci, aceea am dat salut și, cum zice, înainte. Deci, domnul primar, să prezinte un raport privitor la necesitatea implementării acestui proiect. Da, bună ziua, stimați oameni, stimați consilieri, domn președinte, stimați invitați, onorată asistență. În numele administrației publice locale Telenești, vă salutăm pe toți și vă spunem bun sosit pe teritoriul orașului nostru. Primăria orașului, în componența care între orașul Telenești, satele Mihalașa și Mihalașa Nouă, are o populație de peste 8.600 locuitori. Suprafața administrativă a primăriei este de 4.693 hectare. În domeniul prioritar al acestui, adică așa, un instrument important în managementul orașului este planificarea priorităților de dezvoltare în cadrul ciclului de planificare strategică. Consiliul Orășănesc Telenești a aprobat planul integrat de dezvoltare a orașului pentru perioada de până la anul 2020, elaborat cu participarea cetățenilor, care au stabilit un set de priorități și au elaborat un plan de acțiuni în implementare ale acestora. Un domeniu prioritar al acestui plan este cel de reabilitare a infrastructurii, principala problemă la moment fiind reabilitarea sistemului de canalizare. Sistemul de canalizare din orașul Telenești, care funcționează din anul 1984, este dotat cu utilaj și sisteme învechite, cu consum major de energie, sisteme automate ieșite din uz, randament de lucru mic, care nu satisfac cerințele de protecție a mediului și de îmbunătățirea calității vieții populației prin acordarea unor servicii eficiente și de calitate. Stațiile de pompare a apelor uzate sunt într-o stare deplorabilă, uzura lor constituie de peste 70%. Conductele tehnologice, utilajul de pompe și energetic de câțiva ani funcționează în regim avariat. Nu să zicem de câțiva ani, dar de zeci de ani. Lipsesc pompele de rezervă și o parte considerabilă a utilajului tehnologic. Nu funcționează sistemul de ventilație și încălzire. Elementele constructive ale clădirii necesită reparații capitală, iar o parte trebuie schimbată. Teritoriul stației nu este îngrădit și amenajat. Stația de depurare, care este situată în partea de stângă a râului Ciuluc, la distanță de 800 metri de stația principală de pompare, ocupă suprafață de 6,5 hectare. Capacitatea proiectată este de 3,1 metri cub pe zi. La moment, stația de depurare, practic, este ieșită din funcție, are o uzură de peste 84%.
Clădirile sunt dărâmate, utilajul tehnologic lipsește, șgheaburile de transportare sunt deformate și lasă să treacă apele în sol. Decontaminarea apelor nu se efectuează. Epurarea apei este efectuată numai prin sedimentare în iazurile biologice. În rezultat, epurarea normativă a apelor nu se admite și se produce impurificarea râului Ciuluc, care se revarsă în râul Rău. Rețelele de canalizare, care au 7,7 km, sunt foarte vechi. 6,7 km din ele sunt din asbest, ciment și 1 km din ceramică. Procentul de uzură este de 68%. Colectorul cu presiune de pe strada Ștefan cel Mare din regiunea Centrului Meciilor de Familie, din regiunea Stadionului Orășănesc și strada Petru Rareș și colectorul cu presiune din Albia râului Ciuluc, racordat cu stația principală de pompare, este deteriorat. Situația creată duce la poluarea apelor de suprafață și freatice. Îmbolnăvirea populației de diferite boli, de asemenea, este insuportabil mirosul neplăcut în jurul stațiilor de pompare în perioada caldă a anului. Întreprinderea municipală APCanal nu dispune de tehnică necesară pentru a înlătura operativ avarele care au loc des la sistemul de canalizare. Mașinile și utilajele aflate la bilanța întreprinderii sunt foarte vechi. Pentru redresarea situației existente este necesar de efectua urgent reconstrucția stațiilor de pompare cu îmbunătățirea tehnologică a pompării apelor menajere și instalarea agregatelor contemporane și economice. Anume, aceasta ne-a determinat să depunem la ADRE Centru proiectul dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar. Proiectul dat vine să contribuie la rezolvarea unor probleme majore de interes local și regional, care sunt abordate în diverse programe și strategii de dezvoltare. Zona orașului Telenești este una din acele zone critice cu efecte de poluare majoră asupra surselor de apă naturală, care necesită acțiuni imediate. În anul 2002-2007 a fost elaborat documentația tehnică de proiect și au fost inițiate lucrări de reparații, dar din cauza resurselor financiare insuficiente, lucrările au fost stopate. Obiectiv general al acestui proiect este dezvoltarea cooperării intercomunitare pentru creșterea calității vieții și a mediului încurajător prin reabilitare și modernizarea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate din orașul Telenești și satele Mihalașa, Mihalașa Nou și Inești. Partenerii: Consiliul Raional Telenești, Primăria satului Inești. Suma totală a proiectului este de 4.455.800 lei. Suma aprobată de Fondul Național de Dezvoltare Regională este de 4 milioane lei. Durata implementării acestui proiect este de 12 luni. Grupă țintă: Administrația publică a orașului Telenești, Administrația publică a satului Inești, Administrația publică raională Telenești, locuitorii orașului Telenești, satelor Mihalașa, Mihalașa Nouă și Inești, agenția adică economii și asociațiile obștești. Beneficiarii finali: circa 35 de angajați a întreprinderii municipale APCanal Telenești și serviciilor comunale din satul Inești, 20 de funcționari publici ai autorităților publice locale, parteneri în proiect, Primăria orașului Telenești, Primăria satului Inești, 11.300 locuitori ai localităților din zona de proiect. Reabilitarea și extinderea și modernizarea sistemului de canalizare și epurare apelor uzate în zona orașului Telenești și a comunităților învecinate va fi realizat în câteva etape. La prima etapă planificăm renovarea stației de pompare, care la moment este învechită tehnic și tehnologic, și elaborarea documentației tehnice pentru extinderea rețelelor de canalizare, care ulterior va face posibilă conectarea instituțiilor publice, a întreprinderilor și gospodăriilor individuale din orașul Telenești, satele Mihalașa, Mihalașa Nouă și Inești. Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de către PNUD Moldova prin Programul Comun de Dezvoltare Locală, integrată pentru proiectele elaborate în cadrul procesului de susținere a dezvoltării locale, bazată pe drepturile omului, am depus cererea de finanțare și am fost selectați cu proiectul elaborare documentației tehnice de proiect pentru construcția stației de epurare a apelor uzate și extinderea sistemului de canalizare din orașul Telenești, satele Mihalașa, Mihalașa Nouă. Primăria orașului Telenești a semnat cu PNUD
acordul de implementare a proiectului dat cu un buget de peste 430.000 lei. În urma acestui proiect, care la moment se implementează, se elaborează documentația tehnică pentru construcția stației de epurare a apelor uzate, construcția două stații de epurare și extinderea sistemului de canalizare pe o distanță de 17 km. Vreau să vă atenționez. De 17 km, acum la moment avem numai 7 km. Oportunitatea reabilitării și modernizării sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate reiese din următoarele: îmbunătățirea performanțelor energetice și tehnologice ale stațiilor de pompare va contribui la creșterea randamentului. Cu ocazia reabilitării se vor elimina toate punctele slabe la stațiile de pompare, se vor efectua lucrări de reparație cu modernizare la toate echipamentele în vederea unui ciclu complet de funcționare. Ca rezultat al implementării proiectului va fi modernizat sistemul public de canalizare și epurare a apelor uzate din orașul Telenești, construcția rețelelor de canalizare cu o lungime de 1,3 km în regiunea Izvoraș și renovat stația de pompare raională din regiunea fabricii de vin Tirex Petro. Va fi îmbunătățit managementul serviciilor publice de canalizare prestat pentru 3.900 clienți și 7.400 potențiali clienți. Create condiții pentru derularea proiectelor de investiții de extindere sistemului de canalizare în satele Inești, Mihalașa, Mihalașa Nouă și 4 microraioane ale orașului Telenești, cu o populație de peste de circa 7.400 locuitori. Reduce poluarea râului Ciulucului Mic pe o lungime de 11 km până la scurgerea în râul Răut și a terenurilor pe o suprafață de 10 hectare. Prin implementarea acestui proiect va fi posibil de eficientizat funcționarea sistemului public canalizare și creșterea randamentului acestuia, dezvoltat noi servicii care va extinde area beneficiarilor prestatorului de servicii în zona de proiect, orașul Telenești, satul Inești și alte localități. Creat condiții de atragere a noi investiții în dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate, contribuit la îmbunătățirea calității vieții oamenilor și a mediului înconjurător prin reducerea scurgerilor de apă uzate în apele râului Ciuluc Mic și a terenurilor din zona stațiilor de pompare. În cadrul proiectului se prevede îmbunătățirea, diversificare și extinderea serviciilor prestate de întreprinderea municipală AP Canal Telenești, care este posibilă doar cu achiziționarea de mașini ce corespund acestui tip de activitate, și anume mașina pentru curățirea sistemului de canalizare, mașină de asinizare, automobil de ajutor tehnic. Conform normativelor în vigoare, întreprinderea este obligată să aibă în regim de non-stop serviciul de lichidare a avariilor, înzestrat cu tehnică specială, dar în lipsa acestuia serviciile nu există. Aș vrea să vă doresc tuturor partenerilor și oaspeților participanți la lansarea proiectelor de astăzi o aflare plăcută și vreau să vă mulțumesc la toți cei prezenți în această sală. Vreau, deoarece mai avem ca participanți, mai avem și locuitori din orașul nostru, vreau să le aduc acum la cunoștință, dacă nu se vor supăra reprezentanții de la Agenția de Dezvoltare Centru, care proiecte acum se implementează la noi în oraș. Deci primul proiect acum, și vreau să vă mai zic și altceva, sper că acum pe data de 10 mai, unde este anunțat al doilea apel de proiect, noi, Primăria orașului Telenești, împreună cu, sper, cu Consiliul Raional și Primăria satului Inești, să aplicăm alt proiect pentru construcția unei stații de epurare regională la intrare în Telenești. Pe parcurs, cred că am să arăt și ceva foto ca să vedeți cam măcar cum prezint această stație. Și deci, acum, la moment, la Telenești sunt finanțate, adică proiectul pavarea trotuarilor din Parcul Central, strada Ștefan cel Mare a orașului Telenești și amenajarea parcului, cu un buget aproximativ de 455.000, care este finanțat de Fondul de Investiții Sociale. Proiectul construcție centrului comunitar multifuncțional, care în curând va fi deschis, sperăm la 1 iunie, împreună cu grădinița de copii, și a fost reparat blocul de la grădinița numărul 4, și deoarece știind atunci când a fost la noi în localitate prim-ministru, ne-a oferit mobilă pentru această grădiniță, mobilier în sumă de 50.000 lei. Și în curând... 500? Nu, stați un pic...
doamna director, eu cunosc mai bine, 50.000 de lei s-au oferit pentru procurarea mobilierului în această instituție. Prin FISP vor fi montate cazanele de pe biomasă la grădinița de copii Andrieș, cu un buget aproximativ de 705.000 lei, la contribuția cărei, în afară de primărie și Consiliul Raional, își vor aduce contribuția părinții și populația care permanent ați fost alături de noi la implementarea proiectelor. Vă mulțumesc mult. Dacă aveți întrebări, sunt gata să vă răspund la întrebări. Deci avem un proiect deja câștigat la Fondul Ecologic, dar produsul era un interes și puteți de împai, de toată și de jurul agriculturală, sau vă rugitați să folosiți. Acuși. La Fondul Ecologic, cu nodul cu biomasă, construcția cazanelor. Noi avem și proiecte acceptate. Da. Apropo, acum noi am fost aprobați cu suma, domn secretar, mi-a mai adus aminte, de 4 milioane jumătate lei, unde va fi construit poligonul la noi în orașul Chelenești, un poligon modern. Va fi acest poligon construit pentru 7 localități care se află, care sunt implicați în proiectul cu extinderea serviciului de salubrizare în orașul Chelenești și adică nu oraș Telenești, raionul Telenești și raionul Sângerei. Deci pe viitor ne gândim poate să construim tot cu ajutorul altul finanțator, ca să-i zic că nu numai de la ADR, să construim o fabrică de prelucrare deșeurilor pentru raionul Telenești, la noi în localitate. Vă mulțumesc mult și aștept întrebări. Poftim? Poligon la Gunoiște. Păi poligon la Gunoiște, da. Am înțeles că tot e clar, nimeni nu vrea să trebuie. Cred că trebuie să ne-a să-i oferim cuvânt și domnul Ileanu Eduard, șeful tehnic la Jumitul Proiectelor de la Agenția Portal Regional. Și mă cer să-i oferim pe jumătate acum să ați întrebări, expun și care părere privitor la lansarea proiectului dat. Eu vă zic la toți Hristos a înviat, îmi pare foarte bine să vă văd iarăși a doua oară la lansare a unui nou proiect sau idee de proiect. Mulțumesc și domnul primar, practic el ne-au deschis toate cărțile, au pus tot ce vă dispus și pentru noi și pentru minister și pentru dumneavoastră lui, toată informația. De ce am să fiu succint? Secret, vreau să... Nu, secret, este informație transparentă. De ce nu vreau să fiu succint prin prezentarea mea pe care vreau să o fac? Da, cred că n-am să merg prin ea, dar subținut să vă spun etapele de cum a ajuns proiectul dumneavoastră la această lansare. De start, cum vedeți, regiunea dezvoltare regională centru este, face parte componentă din cele trei regiuni, dintre cele agenții care în de față este regiunea centru, regiunea dezvoltare regională centru. În zona noastră avem, în regiunea noastră avem 13 raioane, dintre care și Telenești se află în această regiune, cu o populație de peste 1 milion de locuitori. Practic, noi suntem instituție publică necomercială, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, un alt creată, de fapt, pentru a asigura implementarea strategiei de dezvoltare regionale în cadrul regiunii. A fost creat în decembrie 2009 cu sediul în orașul Ioloveni, în centrul Consiliului Regional. De ce vă repet? Pentru că acum suntem în etapă de lansare a doua apel de propunere de proiecte și în aceeași etapă, în aceeași clădire, suntem gata să vă primim cu noi concepte, cu noi idei de proiecte, ceea ce vă duce la o majorare nu numai situației social-economice din cadrul regiunii dumneavoastră, dar de ce și nu și a sănătății și îmbunătățirii a mediului și faptului de mediu în jurul localităților, regionului și de ce și a țării. De ce este salutată ideea dumneavoastră de a veni cu stația de împărare, mai departe la noi, deci vă doresc mult succes și de ce este foarte bine primit și pentru localitate și pentru întreg rămân această stație de pompare, această de depurare. Practic, la baza dezvoltării noastre strategie de dezvoltare regională centru, aprobată prin 23 martie 2010, proiectul care a fost depus acest primul proiect și al doilea proiect a fost depus la prima apel de proiecte care a avut loc în 10 mai 2010. A fost o perioadă foarte suficientă, însă etapele de evaluare au fost foarte mari. De aceea și au fost, vă dați seama, în 2010 au fost primite apel de proiecte și în 2012 de-abia începe implementarea și sperăm că până la sfârșitul anului, în decembrie, să finanțăm în cap acest proiect. Practic,
sunteți un organ superior care ne supune și care putem, este Consiliul Regional de Dezvoltare Regională. Este un organ care format de 54 de membri din cadrul celor 13 regioane. La mine de față este foarte, toate deciziile, tot ce faci noi este foarte transparent și decizi eu la un nivel regional, toate regioanele, deci de ce nu pot avea câteva dubii, de ce anume Tirăneștiul se finanțează, nu se finanțează la altă localități. La moment avem implementare 15 proiecte, dintre care două proiecte sunt finanțate de către Agenția de Dezvoltare Regională a Germaniei și 13 proiecte sunt în finanțare de către Fondul Național de Dezvoltare Regională. La fel, prioritățile pe care puteți depune proiectele, la care proiectul dumneavoastră a fost depus, sunt prioritatea întâi, 23, ce este legată de reabilitatea infrastructurii fizice, a prima prioritate, la 2 este legată de susținerea dezvoltării sectorului privat și special în regiunile rurale, și a treia prioritate este îmbunătățirea factorilor din mediu și a prioritățile turistice. Dumneavoastră, cu proiectul dat, vă aflați la prima prioritate. Cel proiect care a fost legat de managerul deșeului se află prioritatea 3, și de ce a rămas să faci sunt cu un proiect de prioritatea 2, care de fapt tot este un document unic de program, ceea ce este legat de centrul de afaceri. Și sperăm că pe anul viitor el va fi un aplicant de Consiliul Regional, anul viitor el va fi finanțat și dumneavoastră în urma actualizării a unor bugetul și activităților din cadrul proiectului. Etapele care până ajunge aici, este prima etapă care a fost depunerea ideii de proiect. O doua etapă a fost trecută prin comisia administrativă, în care a fost verificată de către specialiști din cadrul Ministerului Agenției și experți independenți, unde a fost transmisă către Consiliul Regional de Dezvoltare Regional Centru, pentru a putea fi aprobat în programul personal regional, unul din porul pentru regiunea Centru. Apoi, următoarea etapă a fost evaluarea acestor proiecte de o comisie interministerială, unde a fost evaluat proiecte din cele 62 de proiecte care au fost recepționate la momentul de față, 45 au fost transmise către Ministerul Dezvoltării Regionale pentru a fi evaluate către comisie interministerială, din care doar 23, prin votul Consiliului Național Dezvoltare Regională, au fost aprobate și votate pentru a fi introduse în documentul unic de program, aprobate prin hotărâre de Guvern 772, care în momentul față ei sunt, de fapt, noi suntem obligați să le finanțăm. Și de aceea proiectele care nu au fost finanțate în această perioadă 2010-2012, conform deciziei Consiliului Național, ele vor fi trecute pentru anul viitor 2013-2015 și vor fi finanțate în următorii 3 ani de zile care sunt. Deci, proiectul care este centru de afaceri de Tirănești, nu vă dau speranță, dar dacă va fi actualizat, cu mare plăcere, în anul viitor va fi finanțat din fond și va avea încă un proiect, un portofoliu reunului Tirănești, finanțat din Fondul Național. Ceea ce privește proiectul dumneavoastră de la ziua de aceea legat de lansarea de azi, domnul primar s-a expus foarte mult, sunt foarte bucuros și mulțumit de cei că dumneavoastră își cunoaște toate atribuțiile în cadrul acestui proiect, toate activitățile, și de aceea este foarte bine de lucrat și foarte rău de lucrat, foarte ușor de lucrat cu aceste persoane, atunci când cunoaște cei ce vrea să implementeze în cadrul acestui proiect. Din start, ca rezultat și activități, dumneavoastră v-au accentuat, este construcția stației de pompare, este construcția stațiilor de linii de canalizare, este achiziționarea cu tehnica și utilaj către întreprinderea municipală existentă și extinderea ei pentru celelalte localități pe viitor, creșterea de capacități, conștientizarea populației, dotarea cu două mașini speciale pentru funcționare bună, funcționare întreprinderii. Practic, asta este unul dintre cei mai principali factori, principal factor care va fi implicat în acest proiect. Un alt mare factor care este legat numai decât de dumneavoastră este factorul de mediu. Deci, e foarte bine că aveți apă, dar e foarte rău când aveți canalizare. Oricum, apa care o folosiți este revarsă. Dacă nu este epurată, deci un factor este foarte negativ asupra mediului. Și asupra mediului înseamnă și asupra noastră. A copiii el noștri să spună dumneavoastră. De start, este binevenit cu ideea pe care ați venit dumneavoastră față la nouă pentru proiecte. Deci eu vă rămân cu dat să vă mulțumesc, vă doresc un mare succes pentru a implementa proiectul de mai departe.
pe site, vedeți adresa agenției noastre, orice întrebări, orice idee de proiect pe care le aveți și sunteți elegibili pentru aceste priorități, le puteți depune la noi agenție și vom fi un ajutor cu un suport tehnic să vă putem acorda orice informații sau suport tehnic necesar dorit pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc încă o dată, sper că n-am fost prea mult, am fost suficient, de aceea dacă sunt întrebări, poftim eu, sunt gata să vă răspund. Da, mulțumesc, domnul Mureanu. Aveți careva întrebări? Deci, acum vă rugăm prin asta să spuneți părere pe viitor la lansarea proiectului DAC. Auziți, în loc de cuvaltă și de cazma și de hârleț și de izaz, faci un compresor. Abonă-i mă otoc. Deci, eu vreau să vă dau informații ca să cunoașteți. Cum a mai spus și domnul Eduard Ungureanu. În urma implementării acestui proiect de 4 milioane de lei, va fi procurată o mașină asenizare, care este învechită peste 30 de ani, care o aveți la canal, va fi procurat o mașină de tip crot, care costă numai mașina crot, asta costă 1.675.000 de lei. Mașina. Mașina asenizator, da, care v-am zis anterior, costă la 500.000 lei. Va fi construită rețeaua de canalizare la izvoraj, 1,3 km. Diferența acolo la izvoraj, practic, tot sistemul de canalizare se primește de 4,5 km. Diferența de la 1,3 km până la 4,5 km va fi finanțat din Fondul Ecologic Național. Diferența. Și plus la aceasta va fi construită stație de pompare unde se află în regiune la stația PECO Tirex Petrov. Eu am înțeles. Antreprenorul. Deci, domnilor, dumneavoastră trebuie să conștientizați un lucru, fiindcă proiectul DAC nu e cel mai principal. Este direcția de produs și apă canal. Și un compresor, eu cred că să fie posibil cu ajutorul dumnealor, de alt surs, ca să cumpărăm noi un compresor. Dacă s-o știm, v-ați zis, nu știu de acest lat. Nu mai simt cumpărat. Fiecare cea doare, când îl doare mașina. Da, e clar. Dacă s-o știm, dumneavoastră nu înțelegeți că mașina ce are niște capacități foarte tehnice. Dar poftim, ce întrebări mai aveți? Sunt ce întrebări? Eu zic că nu, sunt multe necesități care noi cunoaștem situația de la canal, dar nu putem tot dintr-o dată. Acum, de când e înființat, de când nu s-a cumpărat nimic nou și acum aveți un început. O să mai depunem proiecte, o să mai gândim, o să vedeți. Dacă îmi permiteți, dumneavoastră aici sunt reprezentați la mai multe primării. Da, sunt mai multe primării. Nu, asta e partenier la proiectul dat. Eu mă refer la apelul 2 de propuneri de proiecte. Acum s-a deschis oportunitatea ca să înaintați idei noi de propuneri de proiect conform priorităților care domnul Eduard le-a menționat. Eu vă rog frumos, împreună vă uniți, identificați problema și o descrieți, puneți ca idee, ca concept, puneți-o. Și când a să meargă la comisia așa numită administrativă acum de evaluare, să vă da punctajul corespunzător, dacă este idee, într-adevăr, este foarte important și pentru regiune, merge la Consiliul Regional spre aprobare, pe urmă se ridică, adică se întoarce înapoi de acum cererile de finanțare. Dacă se aprobă ideea, acum se întoarce înapoi ca să scrieți de acum proiectul tehnic. Și eu deși am menționat anume la proiectul 2, astea, la apelul 2 de propunere de proiect, este deja două proiecte sunt care vin la fond, dar ele trebuie să aibă o continuitate, o extindere, o lărgire, ca să veniți cu ideea de a vă conecta, de a îmbunătăți. Asta nu pur și simplu trebuie să stea pe loc. El trebuie să aibă tot continuarea. Fiindcă n-ați treacă prea mult timp când ați fiți
ați fiți implementatori la proiectele astea singuri, nu agențiile. Agențiile au să fie ca în calitate de monitoring, în calitate de ofițeri pentru a monitoriza procedurile ca să nu aibă abateri de la legislație. Dar acum nu, să nu stați degeaba, dar la apelul 2 pe data de 10 mai să deschidem niște colecte, să deschidem cu niște idei. Idei noi avem multe. Dar puneți-le... Bani puțin. Știți de ce am făcut? Noi am făcut... Noi am făcut data asta diferit din 2010. Am făcut în două etape. Întâi ideea. Dacă ideea este oportună... Știi cum să descrie ideea? Păi dacă sunt condițiile stipulate. Condițiile sunt stipulate. Nu pur și simplu ideea scrisă din clasa a doua. Și atunci, de acum, se aprobă, dacă se aprobă ideea de concept, se aprobă de acum și proiectarea tehnică la proiect. Ar trebui un transport să va dedus lucrători la drum. Ne pierde pe drum de mașină. N-ai unde o nică. În cadrul proiectului este prevăzut toată logistica. Nu mănui eu acolo un pahar de gin, unde e asta de iertat. Păi de măseala de măsânt, cum sunt de clar. Deci, dumneavoastră, probabil n-ați fost foarte atenți când a prezentat proiectul domnului primar, că acolo este și o mașină pentru deservirea tehnică. Deci, eu cred că cel mai bun expert la proiectul dat este domnul Eugen Manole, care e medic șef la Centrul de Sănătate Publică și o să rugăm dumneavoastră ca să se spună. Domnul Eugen, vorbim aici în, la tribună, fiindcă și se filmează tot. Stimați oaspeți, onorată asistență, vă spun, sunt fericit să mă aflu la lansarea a doilea proiect și mă bucur că propunerea de proiect, practic, care a venit de la Centrul Sănătate Publică, care de 10 de ani, cel puțin 30 de ani, au fost recomandări în adresa administrației publice locale pentru îmbunătățirea cu apă potabilă și canalizare a localității Telegești și Mihalașa. La fel ca și solubilizarea teritoriului, care practic la noi în zona de odihnă s-a colectat tot gunoiul, da, știți că am mai vorbit de tema asta, și vine în Telenește înapoi. Vă zic că îl căram încolo și el vine cu apa înapoi. Vă zic că practic tot ce eliminam, aceeași bem. Apa de suprafață din fântânile locale, practic nu e potabilă. Conținutul de nitrat îmi trece normele de 2-3 ori. La fel și apa din apeductul comunal, la fel este apă tehnică după conținutul de amoniac. E clar că conținutul de amoniac puțin a scăzut, dar tot îmi trece normele de 1,5-2. Populația, când în trecut, vă zic că se bucura că nu cheltuiau bani, făceau hazna pentru acumularea deșeurilor, dar toate haznările și toate acestea s-au nu mai au unde să acumula și îi costă mai mult pentru a evacua deșeurile decât a fi canalizații. Fiecare persoană în ziua de azi s-au îmbunătățit condițiile de viață, au apărut apa, fiecare are baie și mai departe și toate deșeurile, vă zic că vin în vale și apoi noi le scotem din fântână și le consumăm și iar vin în vale. Dar cu implementarea acestui proiect, anume canalizarea sistemului de purificare, va îmbunătăți atât apa potabilă, cât și condițiile de viață și sanitație a tuturor locuitorilor. Eu felicit primăria, ADR Centru, Consiliul Raional și toți acei care au dus, primăria Inești și toți acei care s-au dus aportul la ideile de proiect, la implementarea proiectului și la contribuția
acestor proiecte și doresc în continuare să apară niște idei de proiect, numai ele ca acestea, ca finanțatorii să poată finanța bani pentru implementare. Vă mulțumesc pentru atenție și într-un ceas bun. Deci, pe înseamnă, o să rugăm cu doamna Lovniva Manoli, ca să partenerul nostru, ca să se rugăm la tine. Onorată asistență, vă salut pe toți și vreau să vă zic că comunitatea noastră Inești, adică satul Inești, este aprovizionat cu apă potabilă, un lucru foarte benefic, dar spre regret, cetățenii noștri nu beneficiază de o canalizare. Cei ce s-a vorbit astăzi aici, vorbitorii anteriori, au spus lucrul acesta și nu vreau să mă repet, dar vreau să vă zic, sunt foarte bucuroasă ca primara satului Inești, că colegul nostru de la Telenești, deci ne-a dat, ne-a întins mâna și vom beneficia și noi. Adică vom fi parteneri în cadrul acestui proiect și vom fi beneficiat de o canalizare modernă, pentru că este un lucru absolut necesar și vreau să vă zic că mulți locuitori din satul Inești s-au adresat cu această propunere. Ca în fiecare localitate avem și noi aceleași probleme, că atunci când este apă potabilă, lumea, oamenii își mai perfecționează, adică își cumpără o mașină automată, își construiesc o baie și desigur că fără o canalizare nu putem să mergem mai departe. De aceea sunt foarte bucuroasă și îmi pun foarte mari speranțe în acest proiect și vă mulțumesc foarte mult. Ce dorești? Eu vreau să vă rog. În primul rând, sunt foarte bucuros că către noi deci avem și pe cazul partea medicinei preventive. De la Inspecția Ecologică este cineva. Domnul Roșca, nu știu. Nu este. În orice caz, sunt foarte binevenit aceste instituții, deoarece pe viitor toate lucrările pe care le facem împreună cu dumneavoastră, avem nevoie de o conlucrare și avem nevoie de un parteneriat din partea dumneavoastră. Și că acolo unde vedeți chiar că dăm ceva greș, acolo îmi place, vreau frumos să ne îndrumați, pentru că sunt unele lucruri pe care dumneavoastră, ca profesioniști, vedeți cu mult mai bine decât noi. De aceea vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi și dumneavoastră de cei care pădeie care ați venit pentru a lansa acest proiect. Mulțumesc. Domnul Roșca, are astăzi la Ministerul Ecologiei o constatuire al planului jumat și o sperat până la unul să reușească tot și să vede că n-a reușit să vină. E posibil să se alături la noi. Din partea asociațiilor, știți, dorește doamna Aurelia Dobjans ca să spună câteva cuvinte, vă rog, doamna. Nu, la tribună, doamna Aurelia. Da. Onorat public, eu reprezint Asociația Sătească Centrul Multifuncțional de Educație, Cultură și Informare, Biblioteca Publică Raională. Sunt deosebit de onorată că particip la așa ședință. Mă bucur foarte mult că s-a făcut schimbarea odată, cum se zice, a venit cu o nouă conducere, cu atât de la Consiliul Raional cât și Administrația Publică Locală. Deja suntem la lansarea doilea proiect și cred că nu o să ne oprim aici. Se va schimba foarte mult și în continuare, că la capitolul Cultura Generală intră și sănătatea și tot ce ține frumos și curat în jur. Și vin cu amul slăbiciune și fac o poezie, fac o totalizare, dacă permiteți, din numele dumneavoastră, dacă ceva să mai vreți, să adăugeți și dumneavoastră. Schimbarea ești tu, spunea cineva, de ce fă totul dacă poți schimba ceva. Astfel, având oameni deosebiți și dornici de schimbare, ne-au rezolvat multe probleme mari. Parcuri, drumuri, căldură și lumină, astfel și lumea e mai bună. Salubrizare, deșeuri organizate, nu trebuie de oprit aici, ci trebuie să mergem mai departe. Astfel, Apelier nu s-a oprit la tot ce a realizat. Alt proiect a lansat și implementat, după cum astăzi ați aflat, sistemul public de canalizare va fi modernizat, stația de pompare va fi renovată, sistemul de epurare a apelor uzate, tot ce vor fi modernizate, astfel, deci, dragi telineștieni, tot mai mult vom deveni cetățeni moderni. Deci, într-un oraș modern și curat, vom deveni o localitate de invidiat. Comunitate curată și oameni sănătoși, să devenim, deci, mai buni și generoși, cu forțe comune. Să păstrăm și tot ce se implementează, să lansăm generațiilor viitoare
o comunitate înfloritoare. Deci, la mai mult și la mai mare, administrației publice aducem mari orale și Consiliului Raional pentru susținere și colaborare îi aducem o apreciere mare, căci numai prin colaborare se produce schimbarea. Deci, succese mari și prosperați! Noi, într-adevăr, avem o semnificație deosebită, anume apa, canalizarea. Noi suntem Republică, noi suntem parte componentă a acordului de la Londra din 92, dar ratificat în 2005, apă și sanitate. Noi suntem puși în condiții de nu numai că noi vrem, sau, dar noi suntem obligați ca să asigurăm populația cu apă. Aici au fost indicatori foarte mulți de boli, de diferite situații. Și acum noi, într-adevăr, încet cu încet, pas, deși și să aprobă anume finanțarea alimentare cu apă, canalizare. Asta este un lucru foarte important. La care noi, într-adevăr, la momentul de față, mergem cu realizare. Asta e. Eu mă gândesc că de acum timpul nostru epuizează și trebuie să trecem la semnarea acordului de parteneriat, anume la implementarea proiectului dat. Avem noi 4 acorduri, da? 6. A, nu, pentru minister, eu nu m-am putut cu mine. Bun. Treceți și semnați acordurile astea. Mai oficial. Este un acord și nu credeți că acord este doar o semnătură, o simplă scriitoare sau pur și simplu ceva fictiv. Deci prin acest acord ne obligăm noi toți de ce am vorbit noi astăzi să punem în funcțiune, să implementăm. Și asta este un lucru foarte important. De ce? Prin ceea ce semnăm așa în prezent în acest acord, ne asumăm obligațiuni foarte mari, nu față numai de populație, dar față de noi însumi, de ce e de a face ceva frumos și bine pentru colegiile dumneavoastră. Eu vă rog frumos să veniți aici cu noi. Din vizor. Ei s-au saturat din noi, că ei sunt bucuroși că au obținut finanțarea, dar și ei sunt scârboși pe perioada de implementare. Au să sculte, au să sculte, au să sculte și au să sculte cu rapoarte. Vreau să vă dau mulțumire, deci agenției centru, conducerii. Am pregătit o echipă de oameni la conducerea țării 2009, care, într-adevăr, a spus 4 ani de idei s-au fost undeva, au venit în timp de jumătate de an, deja au fost create agențiile,
Ce a rezultat? S-a dat un vier. Și ce important, eu îmi pare bine că o idee de mine la prima ședință, când a zis, hai să dăm atenție la, ca să știi că agenția, îți văd apele publică astea, două probleme principale, salubrizare și canalizare și apă. Și îmi pare bine că sunt mai mult să dă atenție la aceste chestii, fiindcă asta e chestie foarte importantă. Deci, încă o dată mulțumim și Ministerul Dumneavoastră și conducerii domnul Mesine de la agenție și numai împreună va reuși. Noi și de pe Telenișteni vă asigurăm că o să facem așa cum putem noi face. Împreună cu populația. Foarte și eu, din partea orașului Telenești, din partea beneficiar, vreau să vă mulțumesc la toți care ați participat astăzi la această lansare de proiect. Și vreau să mulțumesc Agenției de Dezvoltare Regională și vreau să vă mai anunț că, practic, noi cu Boris Stepanici facem, suntem reprezentanți la ADR Centru în Consiliul Regional, așa se numește, da? Pare să de dezvoltare, noi suntem și noi participanți, 54 de persoane, suntem incluși din partea raionului Telenești, suntem incluși în Consiliu. Și deci, vreau să vă mulțumesc la toți pentru munca depusă și la mai mult și la mai mare.